Alo, da? Telefon, tabletă, sistem de navigație, toate ar putea fi interzise pentru șoferi atunci când conduc. Un nou proiect de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Afacerilor Interne prevede amenzi usturătoare pentru cei care butonează în timp ce conduc tablete, telefoane sau orice alte dispozitive cu funcții de înregistrare, redare text, foto sau video. Folosirea telefonului mobil la volan în timp ce șoferii conduc ar putea fi aspru sancționată. Amenda prevăzută în proiectul de lege aflat în dezbatere publică poate ajunge și la 2.900 de lei. Utilizarea telefonului mobil sau a oricărui alt dispozitiv mobil, coroborat cu încălcarea unor anumite reguli de circulație, vor conduce la suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile. Pentru a evita pericolele din trafic, dar și amenzile, pot fi utilizate sistemele hands-free. Proiectul de lege va fi în dezbatere publică timp de 20 de zile.